12 ani și sunt elev în școală, în clasa 8 la școala gimnazială Încet din județul Dâmbovița. Școala noastră mi-a oferit oportunitatea de a participa în proiectul Erasmus plus III, care a avut o însemnătate deosebită pentru mine și despre care aș vrea să vorbesc astăzi. III este prescurtarea de la Celebrations, Raising Expectations and Teachers Expertise, iar școlile care au participat în acest proiect au fost Școala noastră, Școala gimnazială Încet din județul Dâmbovița, Școala primară Valea de Urzii, St. Mellon Church din Mets Primary School din Cardiff și East Bunny Drive din Cardiff. Obiectivele proiectului au fost de a stabili, a stabili niște legături reciproc avantajoase între țările europene printr-un program de proiecte creative, dezvoltarea creativității și a gândirii creative, dar și a înțelegerii. Activitățile care s-au desfășurat în acest proiect au fost Celebrating Europe, Celebrating Home, Celebrating Future, Celebrating Past și Special Festivities. Dar acum aș trebui să vă prezint proiectul final, proiectul final. Eu, alături de colegii mei, am realizat un tourist board în care doriți să le prezint în care le prezentăm și din țara Gaiilor și nu numai, cât de frumoasă este țara noastră, dar și câteva personalități care s-au remarcat în România. Ne-am folosit creativitatea și imaginația pentru a crea acest bord turistic, care să conțină cele mai frumoase obiective turistice din România, dar și oameni de cultură, artiști sau sportivi. Printre cei imaginați se numără Mircea Eliade, un mare gânditor și scriitor român, George Enescu, care este considerat drept unul din cei mai talentați muzicieni din istoria României, Nadia Comăneci, sportiva noastră de 10, Gheorghe Hagi, colectiv de Maradona din Carpați, unul din cei mai buni fotbaliști din istoria României, să nu uităm de Simona Halep, care a fost plasată pe locul 1 mondial timp de 64 de săptămâni, să nu uităm nici de Alexandra Stan, care s-a remarcat internațional prin hitul Mr. Saxovic. Sunt sigur că toți ați ascultat în ziua și ați consumat pe care trebuie să fiecare elev și-a ales pe un obiectiv turistic sau o personalitate și au atașat câteva informații interesante, dar în diferite moduri. Unii și-au folosit talentul artistic și au adăugat ilustrații sau colaje, alții au făcut înregistrări audio, unii chiar video, în care își prezentau cu mare drag personalitatea sau locul îndrăgit. Prin folosirea instrumentului Padlet am reușit să scriem, să înregistrăm, să adăugăm hyperlink, să adăugăm fotografii, documente sau chiar să desenăm. Ca la majoritatea aplicațiilor pe programă, am reușit să schimbăm fundalul, dar și alte caracteristici ale produsului din setări. Bineînțeles că am publicat produsul pentru a putea fi îndrăgit de ceea ce s-a de toată lumea, indiferent de religie, categorie socială sau gen. Am putut trimite link-ul în multe modalități, de exemplu prin e-mail sau prin Spesiso, care este platforma în care am lucrat cu cei din țara Gaiilor. Am putut trimite un tweet sau chiar am făcut un cod QR. Principalele competențe de dezvoltare ale acestui produs sunt exersarea competențelor digitale și lingvistice, promovarea unor valori naționale, valorificând în acest sens cunoștințele, abilitățile și atitudinile elevilor în relație cu temele abordate, dar și dezvoltarea competențelor de sensibilizare și expresie culturală. Consider că acest produs este foarte interesant atât pentru cei care doresc să ne viziteze țara, cât și pentru noi și cultura noastră generală. Toți elevii pe parcursul acestui produs au reprins informații noi și interesante, iar acest proiect ne-a făcut pe toți atenți la cât de frumoasă este țara noastră și că trebuie să promovăm cât se poate de mult. Iar în ceea ce privește participarea la programele Erasmus, am ajuns la concluzie în ceea ce privește avantajele sale. Proiectul Erasmus oferă experiență, dezvoltare personală și profesională, dar și noi competențe necesare pentru o minte creativă. Vă mulțumesc frumos pentru atenție.